ora dezvăluirilor, ce a vorbit Elena Udrea cu Traian Băsescu, după fuga ei în Costa Rica. Elena Udrea iese la ramp cu dezvăluiri, după bomba lansată astăzi, privind obținerea unui statut de refugiat politic în Costa Rica. Fostul ministru a recunoscut, în cadrul unei intervenții la Antena 3, ce de când a ajuns în Costa Rica a ținut lectura cu fostul presubliniere din TET Traian Băsescu. De când sunt aici, da, de câteva ori, dar prin mesaje pe telefon. A precizat Elena Udrea. Întrebat însă ce subiecte au fost în centrul discuțiilor lor, fostul ministru s-a rezumat la a menționa lucruri fire subliniere tipe care doi oameni care au lucrat împreună atâția ani de zile le discut. Aproape toți cei care mă cunosc mi-au dat mesaje